Salut, om iubitor de frumos, sunt Ana Militaru și bine ne auzim un articol, un ultim articol pe anul 2020. Sper să-l terminăm așa frumos, cu inspirație, cu spor, astfel încât anul 2021 să fie început cu același spor și inspirație. Azi am păstrat ceva de sărbătoare, zic așa, inspirat de la o prietenă dragă, de la Maria Avram, care este make-up artist și tocmai ce a lansat acum o carte pe tema aceasta. Și am zis că discutam cu ea despre cartea respectivă, probabil o să-ți lași un link spre canalul ei, să vezi despre ce e vorba dacă ești pasionată de această formă de artă, să zic așa. Și mi-a dat de gândit ca o temă pentru un posibil articol. Mi-am dat seama că până acum nu prea pictez, nu știu dacă am pictat vreodată o persoană machiată, machiajul în sine. Și am zis că pe final așa, fiind și sărbătoare, vine Revelion, am zis să pictăm o pereche de ochi feminini. De data asta cu un machiaj cât de cât, asta nu zicem strident, un machiaj mai mult decât evident. De obicei, mare parte nu pun decât ceva umbre, culori pastelate și alungesc puțin genele când pictez femei. Și asta e tot machiajul pe care îl fac pe un portret. Dar de data asta am zis să pun accentul pe machiaj în sine și să ne jucăm, vedem ce iese. Am lăsat și acuarelele deoparte de data aceasta, am zis că mergem pe ceva mai opac. Am eu un tuș acrilic de la Schmincke. Asta ți-am lăsat la început și câteva... un scurt filmuleț să-ți vezi despre ce culori vorbesc, ce nuanțe și ce firmă. Dacă te intentează să cumperi la un moment dat, de pe propria iar, probabil să-ți las link pentru astea, dacă te ajută. Oricum, îmi lași un comentariu și îți las link dacă am uitat. Am ales tușul acrilic fiindcă este ușor mai opac. Și am zis... Să încerc și altă variantă de pictură. În ultimul timp tot explorez lumea culorilor dincolo de acuarele. Am trecut de la acrilice la și creioane colorate, tuș acrilic și acum mă gândesc să încerc puțin guașe acrilice. Am văzut la un moment dat pe ProfiArt. Vreau niște culori care să complementeze cumva acuarelele, o variantă ceva mai opacă pentru a-mi lărgi orizontul când vine vorba de culoare, cel puțin. Și până acum, de fapt, încă explorez la un moment dat când o să găsesc perechea perfectă pentru acuarele, o să povestesc ceva pe filmuleț. Revenind la tema de azi, am un creion mecanic cu un HB, cred că e mina. Am vrut să... M-am jucat destul de mult cu creionul, am vrut să prind cât de cât o simetrie. De asta mă și vezi întorcând caietul respectiv pe toate părțile. Mă ajută să schimb perspectiva când desenez, astfel încât să-mi dau seama de eventuale asimetrii în desenul respectiv. E mai ușor să am o bază cât de cât bună pe care să pictez mai apoi. Chiar dacă este un tuș destul de opac, astfel încât să pot corecta mare parte din posibile greșeli, ajută foarte mult să am o bază bună pentru pictura respectivă. După cum i-am dat eu seama la un moment dat, tușul e semi-opac, nu e chiar opac. Și e nevoie de... să am cât de cât grijă când pictez cu el. Am vrut să... Aici mi s-a întrerupt filmulețul, că am reușit să
De fapt, camera mai a reușit să nu filmeze exact în momentul potrivit. Am vrut să fac o, dau o bază pentru pielea respectivă. M-am jucat cu câteva nuanțe de piele, cu câteva umbre și zone de lumină, astfel încât să știu exact zonele pe care vreau să pictez. Să am o bază de culoare pe care să revin apoi cu detaliile astea și partea mișto și cu acvarelele care le pot suprapune foarte, foarte ușor. Apoi am venit cu ceva umbre pe interiorul ochilor, înainte să mă apuc de machiajul propriu-zis. Am vrut să pun câteva detalii și pe ochi, în zona ochilor. O să mă vezi pictând zona albă a ochilor, este umbra care vine de la pulpa de sus. Lumina vine ca de obicei undeva din partea de sus, am pus-o, o să mă vezi la un moment dat punând niște luminițe în ochi. Deci lumina vine în partea, în pictura mea, o să vină de undeva de sus în dreapta. Asta o să mă ajute foarte mult să plasez umbrele. Și chiar și în partea albă a ochilor vine umbre de partea de sus și undeva în colțul. Astfel când să rotunjez puțin, să dau iluzia de volum a ochiului. Iar apoi m-am jucat puțin cu textura din ochi. Am vrut să văd cât de mult, câte detalii pot obține cu tușul respectiv. L-am mai folosit cei drept în anumite ocazii, dar încă n-am intrat până acum cu foarte multe detalii. Încă sunt așa. E un material destul de bun. După cum observ, i-am reușit să pun foarte multe detalii. Am și o pensulă subțire, ce-i drept, dar l-aș mai încerca și pe alte hârtii. Nu știu dacă din cauza hârtiei sunt anumite fete de care vreau să neapărat mândră în pictura asta. Cât privește ochiul, pupila ochilor, m-am jucat foarte mult, mi-a plăcut cum a ieșit în final. După cum observ, am încercat să schimb unghiul să pot vedea detaliile. Când vine vorba de sprâncene, trebuie să recunosc că am avut ceva preferințe, în sensul că prefer sprânceana stângă în loc sprâncenei drepte. mă temeam de genul acesta de asimetrie. Dar tot ajută faptul că mi-am dat seama de câteva detalii, cum aș putea să le fac mai ok, să zic așa. În partea dreaptă, în partea stângă, de fapt, după cum o vezi, pensula e ușor mai culoarea este ușor mai uscată, mai puțină pe pensulă. N-am folosit atât de multă apă. Și se vede mai ușor textura aceea de păr, să zic așa. În partea dreaptă am pus prea multă culoare din prima și mai degrabă o pată întreagă de culoare. Am încercat eu la un moment dat să o reglez, dar n-a ieșit exact la fel ca partea stângă. Deci, cu alte cuvinte, încearcă pe cât posibil să folosești pensula uscată, iar culoarea, să iei puțină culoare pe pensulă și să folosești, eventual faci puțin un test pe o hârtie alăturată. Dacă ești meticulos, să zic așa, și ai timp de experiment înainte să sari pe hârtie, direct, pe pictura propriu-zisă. Iar aici vine partea frumoasă a acestui temei de azi. Am vrut să vedem cum este machiajul în 2D, să pară, cum pot să-l fac să pară 3D, să zic așa. Am început cu ploapa de sus a ochiului
Și am continuat apoi cu cea de jos, am reușit să conturez puțin ochiul. Ai grijă și la grosimea ploape de jos, orice ochi are o anumită grosime, partea de jos și puțin e mai vizibilă decât cea de sus. Cea de sus este mascată de gene ceva mai târziu, așa că nu e cazul să ne ambalăm foarte tare. Dar cea de jos este mai mult decât vizibilă, așa că lasă o anumită porțiune liberă între albul ochiului și machiajul de jos, astfel încât să dea iluzia că ar fi o anumită grosime acolo. Iar apoi te poți juca cu culorile. Asta e partea mișto cu acrilicile, că pot reveni peste ele și pot corecta, să zic așa, detaliile. Partea care mă deranjează oarecum este acel luciu al acrilicilor, destul de specific acrilicilor. De asta acum vreau să trec, acum, în perioada următoare vreau să trec pe goașe acrilice. Am găsit ceva interesant pe Profiart și am zis că mai degrabă decât acrilic sau tușul acrilic, ar merge mai degrabă tușul, cum zice, goașe acrilice. Nu sunt nebunită nici după goașe, fiindcă la fel ca și acuarelele se pot reactiva odată uscate. Asta nu, cu aparte asta nu prea m-am împăcat când a fost vorba de goașe, ce puțin eu. Alte persoane probabil le preferă. Dar în cazul meu aș prefera ceva opac și rezistent la apă, astfel încât să mă pot juca între caracteristicile acuarelelor și caracteristicile celelalte varianta cealaltă de culoare. Da. Bun. Când vine vorba de machiaj, merge mai departe. Ca să dau o leacă puțin volum acestui aproape de sus, a trebuit să fac ceva mai deschis în partea din mijloc. Și se închide puțin spre exterior machiajul respectiv. Și în partea din mijloc, de obicei, se pune o anumită zonă în care este mai luminoasă, în colțul din interior al ochiului. Cred că mărește cumva ochiul. Dă senzația de, nu știu, de luminozitate. Ce mi-ar fi mai fi plăcut să mai mă joc puțin cu machiajul este să redau ideea de strălucitor, de, nu știu cum să zic, ceva psidefat pe ochi. E destul de mat tot machiajul respectiv. Și la un moment dat poate aș vrea să mă joc puțin și cu genul acesta de sclipici. Ceva sclipicios pe... Rămâne ca temă pentru viitor când vine vorba de machiaj. M-am mai jucat puțin cu albul, mă vezi acolo, cu albul ochilor. E vorba de cum pică lumina și ideea că avem acolo un glob, o speră și trebuie să redăm cumva, pică o anumită umbră undeva în colțurile ochilor. Dar și pe grosimea aproape de jos. O să vezi că e o anumită umbră. Da, știu, am insistat destul de mult cu detaliile pe pictura aceasta. Am vrut să văd cât de aproape de realism pot să merg cu tușul acesta acrilic. Cum spuneam, sunt puțin în dubii dacă să mai comand și alte... Să mai cumva și alte culori în afară de roșu, galben și albastru, alb și negru, ceea ce folosesc în momentul de față. De obicei cu asta încep, culorile primare și non-culorile alb și negru. Iar odată ce hotărăsc dacă este ceva ce mi-aș dori pentru viitor, pot investi cumva ceva
ceva mai mult în materialele respective. Așa, pe final de filmuleț, trebuie să recunosc că mi s-a părut foarte interesant articolul de azi pentru a termina anul 2020. Ceva interesant. Și să vedem acum cu ce o să încep anul 2021. Am mai multe idei pentru începutul anului. Vedem cum le pun la cap la cap și ce aleg. Una dintre idei însă, vedem când o să pice, asta nu ține neapărat de mine. Vreau să fac un filmuleț special pentru momentul în care o să ne strângem 2000 de abonați pe canalul de YouTube Alina Militaru, de pe YouTube, evident. Odată ce se strâng 2000 de abonați, vreau să fac un filmuleț special și o să fac și un giveaway. Am mai multe materiale strânse de-a lungul timpului pentru testele mele și ideile mele țăcănite. Și am strâns, în ultimele săptămâni am tot strâns într-o cutiuță tot ce mi s-a părut interesant și frumos, și să fie cât de cât o cutie cât de cât compactă, cu hârtie, culori, pensule și tot ce e nevoie pentru a testa diferite lucruri. Așa că în ianuarie 2021, încă mă obișnuiesc cu ideea de a spune 2021, o să fac un filmuleț de genul acesta, în care să ofer cutie cu materiale pentru pictură și desen. O să fie interesant, sper. Sper să fie interesant și pentru tine și pentru mine. Vedem cui le oferă. Mi-ar plăcea să văd și ce este din materiale respective. În fine, asta ar fi una din idei pentru început anul 2021. Dar am ceva mai multe pe care vreau să le testez. O să vedem, spre să începem anul cu spor și inspirație, cum spuneam. Ne apropiem și de finalul acestui filmuleț. M-am de făcut genele, după cum observi. Mă joc puțin cu mai multe pensule. Iar pe final vreau să-ți urez spor și inspirație, ca de obicei, sărbători fericite, să ai multă sănătate. Și nu uita să te abonezi și să dai un like acestui filmuleț, dacă te-a ajutat, bineînțeles. Și ne auzim pe anul viitor. Da, ne auzim să pe anul viitor cu mai multe filmulețe. Sper să am multe speranțe, da. Bun, pa!